Йосиф, найсом. Йосиф, найсом. Найсом. Lasă-l, Maria, ce-i faci? E 6 ceasul. M-am trezit, eu să mă duc să-mi fac o cafea. Și deja după mine. Deci dacă mă trezesc, mă dau jos din pat, toți sunt după mine. Seara eu dorm cu Iosif. Și dimineața mă trezesc cu Maria aici. Da. În pat. Da. Sebi pleacă la muncă la 3. Iar vine Maria în loc. Era să vomit. Era să vomit acum dimineața, nu? Da, și m-a dus la baie și am vomitat. Ea are un pic în gâtuț. Trebuie să-ți dau sirop de tuse. Da, te sigur. Iosif, stai că-mi dai și un sari telefonul. De că sus să vin. N-ai loc, Iosif? În tot patul? Păi n-ai loc, ați pus pierni. Uite câtă pierni ați pus acolo. Uite că eu stau pe jumătate asta și eu stau pe jumătate. Da, și eu stau pe noptier aproape. Unde pe noptiere? Dacă trebuie să ne îmbrăcăm, să mergem la grădi acuși, da? Mi-a dat cu capul de Iosif. Iosif n-are loc. Stai locul lui. Stai locul lui. Stai locul lui, măi. Atini. 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 Uite cum mă împinge pe mami cu piciorul. Micuțul ăsta. Haide, mergi! Am plecat la școală. E foarte frig afară. Anunță-ne soare, așa mi-arată pe telefon. Mâine, poi mâine și sâmbătă. Dar nu știu dacă se va întâmpla chestia asta, să ningă. Dar de frig e frig. Foarte, foarte frig. Vi-e frig, fetelor? Nu? Haide. Ok, mama? Da. Nu mai vrei? Noi ne-am întors acasă de la școală. Am fost și până la magazin. Am avut de cumpărat pâine, apă. Salut și tot. Spune bună dimineața. Ok. Ești nervos? A fost să salută? Nervos așa? Hai, du-te, băi. Nu ți-o îngheța nasul, Iosif? E foarte frig afară. Foarte, foarte frig. Acum, ca să ne încălzim, voi face ceai. La micul dejun voi pregăti niște ouă cu ceva ardei. Mi-am luat din ăștia, de la Norma. La Norma am fost. Ardei umpluți cu brânză. Cred că sunt pic picanți. Eu, Iosif, nu pot să-i dau, dacă sunt picanți. Na. Îți plac? Îți plac? Hai să facem papa, da? Vrei papa, Iosif? Iosif, vrei papa? El îi vede așa roșii, cred că e ceva dulce. Nu? Trebuie să-i frezăm. Trebuie să-l tundem iară, că eu cresc cu părul. Iosif? Dă-i, dă-i, dă-i. Da, cred că-s iuț. Nu pot să-ți dau. Hai, spune. Hai să pregătim micul dejun. Spune. Spune, măi. Mm. El vă face pa.
Gata, faci pa? Spune pa. Îi scăpa jos. Spune pa. N-are nicio treabă. Unde-i tati? Iosif, îl cauți pe tati? Tati e la muncă. E la muncă, tati? Ce faci, măi, cu ardeii mei? Lasă-i. Eu am să pun două piculețe, că cana asta e mare. Iosif. Papa, faptă bună. Am terminat de pregătime cu dejun, n-am făcut mare lucru. O omletă cu ardei roșu, eu mi-am pus aici și ardei din aia cu brânză. Lui Iosif i-am tăiat roșii. Am și ceai. Mi-am făcut în cana asta cu Moș Crăciun. Și vom mânca cu baghetă din asta. Îi voi da și lui Iosif. Na pâineță. Poftim pâine. Numai că el nu este fan pâine, nu prea mănâncă pâine. Dar îi dau să aibă așa, în farfurie. El mănâncă omleta acum, cu mâna bagă, cum în două. E bun? Îmi plac ardeii ăștia cu brânză foarte mult. Este așa un pic picanți. Ce te strâmbi așa, Iosif? Nu-ți place roșia? El alege ardei din omletă. Nu-i plac. Nu-i fan ardei. Meme. Mai am un pic de ceai. There's a place beyond the silver moon. If we drive, then we can get there soon. Far out on the edge of town.
so high, they ain't coming down. Don't you wanna go? Don't you wanna go? Ordine în bucătărie, am spălat și pe jos. Acum merg în sufragerie să fac ordine. Și apoi în camera fetelor, în dormitorul nostru și tot așa. Thank you.
Mi-am terminat curățenia, acum stau cu Iosif și ne uităm la Angela. Aseară s-au uitat fetele, dar el dormea și acum i-am pus și lui să se uite, îi place, văd că stă aici nemișcat. I-am făcut și lapte, a băut lăptic, eu mi-am terminat curățenia, mi-am spălat pe jos prin toate camerele. Și acum stau 10 minute până merg după fete. Din nou trebuie să plec să iau formă mai faină la sprâncene. Am niște sprâncene de râd și ciorile când ies pe stradă, dar asta e. Aici nu vreau să mă mai duc la salon, am avut două experiențe urâte. Odată când m-a tuns și odată când m-a pensat. Am mers acum vreo 3 ani să mă pensez și mi-a făcut niște sprâncene foarte, foarte subțiri, cum se purtau înainte când aveam eu 12-13 ani. Și mi le-a... Hey, mi le-a vopsit negru, dar un negru din ăla foarte închis. Eram eu brunetă pe timpul acela, dar parcă erau prea negre. Iosif, și odată când m-am tuns, m-am dus eu cu o fotografie să mă tund în scări frumos și m-a tuns ca din topor, așa, mi l-a îndreptat și cam atât. Și de atunci nu m-am mai dus la tuns sau la pensat aici la salon. Dacă știți vreo fată care pensează, lăsați-mi în comentarii. Pe aici, pe lângă Ulm, Sendon, Fjöringen, prin zona asta pe aici, Ilertissen. Mai departe nu mă duc, mai bine mă fac eu acasă. Încerc să mă fac mai bine și vreau să mi le și vopsesc. E mai fain când te le vopsești, dar nu strident, așa, ușor. Am ajuns acasă cu fetele. Iosif doarme, a dormit pe drum în căruț. Iar acum mă ocup de mâncare. Voi face o ciorbă de legume. Am curățat aici legumele, morcov, braz, ardei roșu, țelină, ceapă, voi pune cartofi și câteva legume congelate, cum ar fi brocoli, morcov congelat. Am să fac o ciorbă cu multe legume. Merge acum pe vremea asta așa de figuroasă o ciorbă. Toc legumele, apoi le pun un pic la călit, eu așa fac, călesc un pic legumele. Mi se pare că dă un gust mai bun la ciorbă, dacă le călesc. Fierbe ciorba mea, trebuie să-i mai pun un pic de bulion, să o acresc, să-i pun verdeață la final. Aici am pus niște ceapă roșie la prăjit. Vreau să fac hamburger pe lângă ciorbă. Sper că mă auziți că merge pota. O mai las un pic și o opresc ceapa. Aici am chiflele, am să le încălzesc pe ele un pic, le prăjesc în tigaie. Cărnița pentru hamburger. Aici am făcut și niște cărniță din asta afumată, pentru că nu am bacon și am să pun din asta. Este un hamburger improvizat așa, mai mult de mine. A să mai pun roșii, ceapă, cașcaval. Am să vă arăt la final cum o să arate. Am terminat ciorbica, cam așa arată, cu multe legume, am mâncat-o cu ardei iute, hamburgerul nu l-am putut mânca tot, dar a fost foarte bun și vă arăt și cina noastră. Am făcut pește la cuptor și cartofi. Cam atât pentru acest vlog, dragilor, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, nu uitați să lăsați un like, iar noi ne vedem curând cu un nou vlog. Pa, pa!